Polițiștii romașcani au depistat pe strada Anton Pan o femeie în vârstă de 25 de ani, pe numele căreia era emis un mandat european de arestare. La data de 24 august, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Roman au depistat pe strada Anton Pan din Roman o femeie de 25 de ani, pe numele căreia era emis un mandat european de arestare. Femeia era căutată de autoritățile judiciare din Italia pentru comiterea în cursul anilor 2016 și 2017 a 5 infracțiuni contra persoanei. Aceasta a fost prezentată parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, care a dispus reținerea pentru 24 de ore. Polițiștii au încarcerat în centru de reținere și arestare preventivă Bacău. În ultima perioadă au fost depistate 89 de persoane urmărite. Dintre acestea, 64 aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, 10 aveau mandate de arestare preventivă, 11 erau urmărite în baza unui mandat european de arestare, 3 persoane aveau sentințe penale de internare în unități medicale de specialitate, iar o persoană evadase din închisoare.